spus cumva la dumneavoastră? Nu. Eu am dorit ca prin acest exercițiu să-i antrenez, să-i determin ca să fie cât se poate de aproape, să se întrebuințeze. Dar nu dăm premii, nu facem nu știu ce, nu popularizăm, nu facem nu știu nimic. A, deci eu la astea trei numere am ești cel mai aproape, da? Da. Asta, și ai argumentat foarte bine. Aici te gândim la 30 ori 40, foarte 3 ori 4, 12, 1200, pe acolo, mai mult sau mai puțin. Aici m-am gândit la 80, la 76 acolo. 80 ori 40, facea 3200. Te-ai dat prin lipsă. Dar te-ai dat prin lipsă, că și aici ai făcut aceeași mișcare. De ce? Pentru că ai pus 4 aici. Și ai pus unul în partea asta și atunci ai scăzut 200. Bravo. În loc de 3200, în jur de 3000. Foarte bun. Asta înseamnă să știm cum se cuminte la noi. Da? Asta înseamnă. Bravo. Așa trebuie gândit. Da? Bun. Sigur că la fiecare moment, ne perfecționăm. Și mai învățăm ceva corect. Că da. De aceea, eu îmi permit să fac lecția publică. Dragilor, să știți că nu este o chestie ușoară de făcut. Să riști să faci lecția asta publică, încât să o vadă toți vorbitorii de limba română, de oriunde ar fi din lume. Nu e un lucru de mână. Pe YouTube aveți 10.000 de abonați. Da. Sunt peste 7 milioane de accesări. Deci, în momentul de față, riscul mi-l asum, pentru că chiar eu îmi propun să învăț ceva. Sigur că apar cei care, mă rog, nu înțeleg, dar am atâția colegi care mă sun și spun: domnule profesor, nu știi ce bine ne face și nouă. Nouă, ca profesori, învățători. Pentru că descoperim un alt fel de a face matematică. Nu matematica asta în care comunicăm legi. Extraordinar, spus, 7 ori 9 fac 63 pentru că este o lege. Deci a înțeles că este o lege, cineva i-a pus acolo, i-a pus în minte și pentru 7 ori 9, 63, asta o stabilit cineva. Dar nu este rezultatul unui mod de a gândi. Acum ai descoperit, Cassandra, că este spectaculos. Matematica asta nu înseamnă așa informații puse cu găleata de cineva, ci trebuie totul gândit. Așadar, da? Nu ca un robot, ci nu gând, asta e. Aici învățăm să gândim. Da. Aici învățăm să gândim. Da. Vrei să vă șterg? Vă șterg eu. Da? Te rog. Hai să vedem. Eu mă zic să mai exersăm încă. Mai exersăm încă, pentru că este foarte, foarte important. Mai că eu nu trebuie să ne părăsească după care l-am înțeles. Dar... și el a zis că nu, măcar o oră și tot de la domnul profesor că vă îndrăgește maxim. Și eu te iubesc. Da? Suntem într-o reciprocitate. Pentru că îmi place felul tău în care gândești. Și nu vrei așa să lucrurile mestecate, ci mestești tu. Asta e bine. Și cred că le-au timp să se gândească și ele. Acum facem așa. Din nou luăm 43 ori 32, 31, 43 ori 31, egal cu 29 ori 81 egal cu și 31 ori 34 egal cu. Știi că te-a prins încă ploaia aici, Ionuț. Așa? Ionuț dă răspunsul direct. Fetele, vă gândiți până când scriu aici? Și nu vă inspirați după Ionuț? Nu, niciodată. Adică din ce scrieți pe caiet? Și... asta. Ionuț, aici dăm răspunsul, repede, deodată. Acolo este 1200. În jur de 1200, pastor. 1200. Mai aproape. Mai aproape vreau. Mai aproape de rezultat. 1200 este aproape, dar nu suficient de aproape. Vreau și mai aproape. Adică mai mult de 1200 sau mai puțin de 1200, după părerea ta? Mai mult. Mai mult. Riscă ceva în plus de la 1200. 1240. Nu te duci până la 1300, 1400? Nu riști asta? Grășișcan. Ba da, e 1300. 1300, da? 1300. 1300 pui. Deci e mai bună aproximația asta, da? Bun. Aici. 1600. Aici 1600, da? Mai analizează un pic. Vreau un răspuns mai aproape. Nu șoptem. Nu șoptem nimic. Lasă că tu fă pe ca el. Eu am făcut deja. Bine. Daria, aici. Ai zis că ai făcut, zi. 1300. 1300. Așa am scris pe ca el. Bine. Bine. Da. Aici. Aici. 2500. 2500. Și dincolo? Și dincolo 9100. 9000 sau 900? 9100. 9100. 9100. La a doua este, eu pun 2550. Acum am făcut din nou. Da. Și la asta, la ultima, pun 1200. Mai lucrează odată. 1200. Casandra? Casandra și tu te rog. Eu zic la prima 1333. 1333. Aici e bătălia mare. Super. Bătălia mare e aici, când e da. Cu 1, cu 2. Da, la a doua cât zici? Ai scris pe caiet? Da. Nu-i sigură. Dar ce ai scris? 2000. 2000. 2000. Nu, stai. Stai. 1800. 1800. 1800 de pâine, da? 1800. Și la a treia? Și la a treia... Gândește-te. Mi-am schimbat rezultatul la ultima. S-ai schimbat? Da. Zi, ca ta. Daria, câte? 9034. 9034. Și rămâi pe rezultatul ăsta... 9034 și rămâi pe rezultatul ăsta până la sfârșit. Nu mai fă fețele alea, că eu pe rezultatul ăsta rămân. Maxim. 1000. Cât? 1000. 1000. Tu mergi pe 1000. Da. Eu zic așa. Dacă mai poți rămâne, dacă nu, mulțumim lui Ionuț. Rămâne să vezi în filmuleț rezultatul cel mai apropiat. Da? Da, nu poate, nu rezistă. Hai repede. 40. Nu știu rezultatul la ultima, să nu-mi dea seama. 43 ori 31 Ionuț, acum repede, 40 plus 3, totul de mulțit cu 30 plus 1 și face Ionuț, 4 ori 3. 40 ori 30 este egal cu 1200. Da, plus 40 ori 1, 40. 40. Plus 3 ori 30. 3 ori 30 este egal cu 900. 90. 90. Și nu-i 30. 90 plus 3. 3 ori 1, 3. Plus 3. Și egal cu... Ce face? 40, 90. 1300. Da? 1333. Casandra a dat perfect. 1333. Exact rezultatul. În sfârșit! Bravo! Un rezultat perfect. Deci nici mai mult, nici mai puțin. Dacă voi vă duceați 1350 sau indiferent, ea era cea mai bună. Da, am dat și 1300. Și eu nu ți-a dat 1300 și 1300. Deci, practic, am câștigat cu toții. Nu, dacă ea a dat perfect. Să spunem pe cea dreaptă, sunteți foarte apropiați, dar Casandra are poziția întâi. De ce să nu dați? Corect. Deci așa trebuie... Următoarea, domn profesor, repede. Hai să vedem repede. 29 ori 81. Egal cu, zic așa, dar repede. 20 plus 9. 20 plus 9 pe lângă. Hai iubita, cum e? 80 plus 1 egal cu 16.000. Cum 16.000? 2 ori 8, 16, deci 1600. 1600, așa. Da. Plus 20 ori 1 plus 20. Plus 9 ori 8, 9 ori 8, 72 cu 10, 720. Plus 9. Ce face? 9 la unități. Adunăm 10-le. 10-le 2 și cu 2, 4. Până să terminăm. Deci 4 rămâne, nu? Da. 7 la sute, 7 și cu 6, 13 și 1 și 1, 2. 2349 parcă ar fi. Da, Daria înseamnă. 2349. 2350 să zicem, 2349 Daria. Deci Daria este cea mai aproape, da? Da. Ia prinde. Și acum Ionuț al treilea, cel mai aproape. Ia să vedem, Ionuț 31. Nu, e Cassandra. Nu, e Cassandra. Dar eu nu fost. Nu, 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 la altceva ziceam. 31-34. 31-34. E ca la asta. Deschidem paranteza 31. Pe lângă 30. Deschidem paranteza. Ori, deschidem paranteza 30 plus 4, închidem paranteza. Este egal cu 30 38, 39, 900. Eee, când mama are 100. Așa, 30, 39 ori și 20 ori. 900, draga mama. Nu 900. Te-am atenționat odată de 2 ori. 3 ori 3, 9, 20 ori. 20 ori, că eu îți luăm un 0 de aici, o 10 și de acolo. Și 3 ori 3 fac 9, nu fac o cifră din 2. Deci 900. Deci 900, apoi 30 ori 40. Nu, eu am făcut... E bine și așa, dar suntem cu 30. 3 ori 4, 12, 30. 120 plus 30, cum ai spus tu, la zonarea cumulativă. Și plus 4. Da. Și rezultatul este 4 la unități, la 10, 30 cu 2, 5, 5. Și la sute 1 și cu 9, 10. 1054. Rezultatul corect? Cel mai bun a fost Cassandra. 1054 Cassandra. Ba da, da. Ba da, da, 1054 mai aproape de 1000 decât de 1000. Cassandra prinde două rezultate bune. Am câștigat acum, practic, Cassandra o câștigă. Ia de două ore, da. Da, am câștigat extraordinar experiență. Vedeți? Începe ritmul din ce în ce mai bun. Exact. Da? Asta e super. Acum chestiile astea de 5 ori. Mâine la 5:30. La 5:30 ne vedem. Dar facem și noi. Faceți acum, faceți voi. Voi mai mergeți la weekend. O seară bună. La revedere. Marțea și bine am bătut să... Nu contează ca ta, dar vii când poți. Mai facem, vă rog eu. Da, 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 da. Da, mai facem, sigur că mai facem. Dar acum aș putea eu să dau niște calcule, am putea noi să dau... Niște numere care vreți voi. De exemplu, eu nu le știu, acum mă gândesc la ele. Și apoi mă maximez. Și așa, tot o întâmplare, da? Ok. Continuăm aici, ca să nu mai ies. Primul număr. Prima mulțire. Da. 71. 71 ori... Ori 24. Ori 24. Egal cu alta. Apoi... 2, tu și 2, Cassandra. Ok, 50. 50. Ai nou, dar încă o cifră. 50. Ah, ok, 54. 54 ori... Ori... 64. 64. Opa. Egal cu... Da. Cassandra, te rog. Ușor. 80. 80, 80 și unități. 89. 89 ori. Ori poți să faci cu 3. Sigur că ai făcut. 30 și... Nu mai mergem 3 cifre. Cu 3 cifre? O, dar e mai greu. Lăsăm una cu 2 cifre. Hai să lăsăm cu 2, că nu sunt chiar așa de bun. Ori 89, da. Ori 89. 89 ori 89, da. Da, da, da. Mută-te. Dacă nu începeți, nu mă oricare. Da? Nu încep? Nu încep? Mai dai încă unul? Cassandra. Ah, mi s-a fost în fața. Asta că nu te vede nimeni. Hai să vedem. Și încă unul? Da. 98. 98. Ori? Ori 70. Nu? 71, așa. Ok. Și acum ne gândim, ne dați 2 minute la asta. Nu, 1 minut. Dar scrieți pe care și ceas scrieți pe care spuneți, nu una după alta. Da, 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 da. Vă iau caietul și îl citesc de pe caiete. Corect. Ca să nu fie... De ce trebuie să spune numele așa de mare? Tu ai zis. Tu ai zis mai mare. Tu ai zis. Tu ai zis mai mare ca asta. Vrei chiar de sute, poate de sutelor. Când stăpânim ceva, trecem la nivelul următor. Trebuie să-mi țin gură. Și vine mami după tine, am înțeles, nu? Da. Mai uite-te un pic. Mai verifică puțin, mai vezi dacă ai aproximat bine. Începe că te-a desfășurat, dă domnul profesor șansa, eu le-aș desfășura imediat. Important este să te apropii cât mai mult. Sigur că da. Unde ești acolo bine sigură. Dacă vă dă șansa asta, ce le-aș lucra de repede. Gata, Cassandra? Stați. Ok, trebuia. În fine, da. Aproape tot, da? Stop. Lăsați-le să scriam tot. Nu desfășor, numai rezultatele. Rezultatele. Acele trei rezultate mă interesează. Poate să mă verific puțin în timp ce ea... Unde să verific? Păi stai că odată ce... Măi, te uiți, sigur că da. Hai. Amândouă vă uitați. Amândouă vă uitați și când suntem gata, să fie gata rezultatele. Corectul le iau eu caietele și le spun. Când le dați voi. Ca să fie corect. Să fie... Poate 3, poate 30. Aveți timp de desfășurare asta, așa, aproximația, a zis domnul profesor. Da. Da, dar noi mai gândim. Păi nu stăm o oră. Ok, atunci... Pune acolo rezultat. Pune acolo un rezultat ca să pot și eu să... Cât mai apropiat. Nu știm încă dacă e cât mai apropiat. Nu știm. Noi dorim să fie cât mai apropiat. Da. Dacă se trebuie viteză, că domnul profesor spune acum stop, tu rămâi fără. Zici aici, 5 ori 6? 5 ori 6, 30. Ah, deci clar că la 30 cu 2 zerouri? Ah. Deci 30 cu 2 zerouri, nu... Te lăsați. Nu, da. Hai. Mai repede. Deci în jur de acolo, mai mult, hai. Mai mult, așa. Deci așa te vreau, Cassandra, da? Okay. Hai. 89 ori 89. E, cum 90 ori 90, 90 ori 90, 9 ori 9, 81, 9 ori 9, 81, 81 și cu 2 zerouri. E pe acolo pe undeva, că trebuie mai viteză, mult, mai puțin. Stop. Și aici 98, da, aproape de 100, 100 ori 7, okay. 700 și mai punem un zerou că 70 aici, a? Așa? Cam în jur de. Dar și acum mai aproximează tu cum vrei, asta înseamnă și viteză. Să te apropii și să faci cât de cât. Într-un minut cel mult. Exact. Dar tu ai reușit? Să vedem. Gata. Da, stop. Reușit. Hai să vedem. Stop. Le iau caietele ca să fie corect, domn profesor. Și la Daria așa, la primul. 1450. 1450, da. Da. 1450. La al doilea, 3100. 3100. La al treilea, 10850. 10850. Și la al patrulea, 70100. 70.100. La Cassandra, da. La primul rezultat 1800. 1800. Al doilea 3000. 3000. Al treilea 8100. 8100. Și al patrulea 7000. Cred că da. Nu, cred că tu ai mai bun. Dar hai să vedem. Pornim. Hai să vedem 71 ori 24. Da, deci care le-am zis eu le fac eu. Da, nu. Vrei să lucrezi tu la tablă? Tu, Daria, vrei? Că eu te las pe tine. Dacă vrei, poftim. Hai să vedem cum scriu. Dacă nu lucrez eu, stau domnul profesor. 71 ori 24. A, ori GPX. A, ok. Asta ori 24. Da. Egal cu. Lasă că scriu eu, că scriu și încet. Da, scriu foarte încet. Stai jos. Egal cu 70 plus 1, Daria. Mintează. Dar scrii și voi pe caietele. Am scris. Da? 70 plus 1 înmulțit cu 20 plus 4. Și egal cu, vorbește Daria. Mi-a spus repede, așa scriu eu. 70 plus 1. Vrei să vorbești tu? Zi tu, Cassandra, că ești repede. 1400. 1400, da. Plus 280. Da. Plus 20. Da. Plus 4. Plus 4. Și egal cu? 1800. Da, hai să facem. Hai să vedem. 4. 280, Cassandra. 280 cu 20 fac 300 și cu 1400 fac 1700 și cu 4704. Tu ai fost cel mai aproape. 1704. Da. 1704 că i-a dat 1800. 1800. Subliniem chestia asta. Daria, te rog pe tine acum. Hai, repede. 54 ori 64. scrieți egal cu paranteză. Egal cu paranteză 50 plus 4 ori paranteză 60 plus 4 este egal cu 50 ori 60 și 5 ori 6, 3500. Nu 3500, 5 ori 6? 5 ori 6, 30. 30 mai adăugăm câte zerouri? 2. 3000. 3000. Ok. Da. Plus 4 ori 60. Nu, 4 ori 50 întâi. 50 ori 4. 50 ori 4. 5 ori 4. 5 ori 4, 20. 20 și adăugăm câte zerouri? 2. Dar de ce 2? Păi nu-i 40. Adăugăm 3 zerouri. 3 zerouri, așa, excelent. Atenție, atenție, Daria. Nu e important să zici sunt sigur, sunt sigur. Ci e important să vezi în fața, partea asta, când ai zis 50 ori 4. Iată, Daria, așa ca formă. De 2 ori câte 50 cât face? 100. Da. Și încă o dată de 2 ori, că știi de 4 ori 50 ori. Da. Încă 100. 200. Adică 4 ori 5, 20. Și cu un singur zero. Că numai 50 are zero. Mai 50 are zero, dar de ce are 200? 20 și cu un cu un zero, 200. 20 înmulțit cu un 10. Cu un 10, cum ar veni, da? 200, da? 200. Deci plus 200. Deci plus 200. Apoi avem 4 ori 60. Da. Și 6 ori 4, 200. 6 ori 4 cât? 6 ori 4, 24. Și câte zerouri trebuie să punem? Uite-te. 1 din ele. Plus 4 ori 4, 16. Plus 16. Și face egal mai departe. La unități 6. O să o lăsăm ca să urmează și acolo. Apoi la 10, 4. Deci la 6 la unități. La 10, 5. La 100, 4. La 100, 4. Și la 1003. Și la 1003. 3456. Și Casandra la 89 ori 89. Dar Daria a fost mai aproape. Da. Aici a fost Daria, da? Da. Nu contează, dar ai fost mai aproape. Deci e cât? 3400. Daria, 3100, da? Da, 3100. Perfect. Ok. 89 ori 89. Deschidem paranteza. 80 plus 9, da. Ori 80 plus 9, da. Egal cu 80 ori 80. 8 ori 8, nu te... 8 ori 8, Casandra? 8 ori 8, 64. 64 și câte zerouri punem? 2, corect. 6400. Bravo. Plus 720. Bravo. Foarte bine. Plus 1. Nu. Plus. Da, plus. Unde am ajuns acum? Am înmulțit pe 80 cu armul 2 și acum cu 9 începem, da? Da. 9 ori 10. 720. Plus 720. Bravo. Plus 1. Plus 9 ori 9. 9 ori 9. 9 ori 9, 81. 81. Și este egal cu... Casandra, termen de exercițiu. Unitățile întâi, Casandra. 1. Da. 10-le. 8 plus 2 ori... La unități. 8 plus 2. La 10 suntem. 8 plus 2. 8 plus 2, 10. Plus 2? 12. 2 scriem, 1 reținem. Acum 100-le. 1 și cu 7. Stați puțin. 19. Ai vrea de dat 14 și 4, 18, 19 și foarte bine. Și 7921. Din nou Casandra, că Daria a dat 70.000. Păi... Nu, sau Daria a dat 10.000 și Casandra a dat 8.100, domn profesor. Deci da, 10.000. Păi da 10.000. 850. Casandra a dat 8.100. Și rezultatul e mai aproape al ei. Casandra. Da? Deci Casandra e mai bună. Nu e mai bun, nu facem comparație. Rezultatul e mai aproape. Da, mai aproape. Da, nu. Așa. Am greșit, cum trebuie să zic. Și acum la 98 ori 71. Hai să o lăsăm pe Daria. 98 ori 71 este egal cu... Este egal, deschidem paranteza, 90 plus 8. 90. Închidem paranteza, ori deschidem paranteza. 70 plus 1, închidem paranteza, este egal cu 90 ori 70 și este egal cu 6300. 7, 9, 63, 6300, corect. Apoi avem 8 ori 70 și 8 ori 7 este egal cu 56 și 560. Bun, plus 560. Apoi avem 90 ori 1. 90 ori 1, 90. Da. Iar le iau astăzi, domnul profesor. Să urmărim, e important să fie toate 4. Bun. Da? Apoi avem 8 ori 1, care ne dă 8. Plus 8. Plus 8. Dar dacă să-ți faci un mod de gândire ordonat, corect, zicem așa, să fie limpede pentru toată lumea și mai ales pe toți cei care ne privesc. Da. Deci când înmulțim, luăm pe 90 și cu toți care sunt aici. În a doua paranteză. 90 ori 70, 90 ori 1, ca să nu scăpăm din înmulțire pe o parte din ei, da? După ce ăsta a scăpat de obligații, că s-au mulțit cu toți ăștia în partea, în paranteza cealaltă, urmează următorul la rând. Cine ești tu la rând? 8-ul. Și iar începe asta. 8 ori 70, 8 ori 1. Și pe ăsta nu-i pierzi. Și nu pierd din termen, da? Hai, adună repede. Deci, la unității 8, la 10 este 15, ce scriem în reținem. Da. La sute este 9. În total 9, da. 9. Și la 1000 este 6. Deci nu știu eu cum fac. Păi tu ai impresia că 70.000 e tot una cu 7.000, fată? Da. Neatentă ești în clipa în care faci acolo. Păi m-am gândit că... Cum ai făcut aproximarea? Mă interesează. Păi, hai, explică-mi. Am făcut... Așa, da. Am făcut 100. 100. Am înțeles că 98 e aproape de 100. Ori 70. Ori 70. 7, nu 6. Cât am zis? Nu-i 7 asta? Nu-i 7 asta. 7. Și m-am gândit că dă 7000. A trebuia 6 să scrie, da? 6. 6? Domnul profesor, trebuie. Asta m-a zis, dar m-am exprimat bine. Dar la mii, la mii, 6. 6958. Insistă. Dacă ai văzut o greșeală, insistă. Foarte aproape a fost 7. Foarte aproape. Deci, în momentul în care te-ai gândit așa, 100 ori 70, fac 7000. Păi ce să mai adaug? Nu mai adaugi nimic. Apoi, așa l-am notat. Și apoi m-am gândit că dacă am greșit și dacă greșesc, și-am mai pus un 0. Bravo! Da. Păi uite, Daria, încă o dată. Vezi ce am făcut aici? 98, l-am aproximat? La 100. La 100, pentru că mi-i mai la îndemână. Și atunci luat câte ar mai trebui ca să duc la 100? I-am două unități, nu? Deci am adăugat. La 71 am luat mai 1. Se pare că răspunsul va fi mai puțin de 7000. De ce? Îl simt că e mai puțin de 7000. Pentru că aici am adăugat două unități. Da? La 70, la 98 încă două. Și am făcut 100. Iar aici, la 71, am pierdut o unitate. Dar oricum, 70.000, domnul profesor, nu 70.000. Sigur că da. Dar vrem să învățăm din toate chestiile astea. Noi nu facem un concurs, nu facem nu știu ce, nu știu cum. Ci important este să pătrundem în partea aceea nevăzută și să reușim un rezultat, să-l anticipăm. Deci, în clipa în care mulțim astea două numere, Casandra și cu Daria, noi trebuie să știm cam pe unde este răspunsul. Că dacă răspunsul ne ducem și l-am anticipat la 70.000, e sigur că e total eronat răspunsul. Adică dacă zicea 7010, o înțelegeați. Da. 7010, sigur că înțelegeam foarte bine. Sigur, vă ajut cu tabla. Da. Mai dați-le câteva. Da. Mai fac încă o chestiune și până o să fac și problemuța aceea care au făcut-o ei cu apartamente. Dar nu spunem cum am făcut problemele ca dimineața. Imediat, dar mai insist pe treaba asta că am eu încă ceva în minte. Am o idee. am o idee și să o povestesc tot. Acum te vorbim, da. Așadar, vreau 83 ori 61 egal cu, dar ea deodată, unde? În jur de. În jur de. În jur de. În jur de. În jur de 4800. În jur de 4800. De ce a zis așa că asta a intrat? De ce a zis ea în jur de 4800? Pentru că am rotunjit 83 la 80 și apoi am rotunjit 61 la 60. Și așa a ieșit 80 ori 60, că poate fi 8 ori 6, îmi dă 4000. Da, și ați luat 4800, da? 4800. Bun. Cassandra, tu acum, fiindcă ea a rotunjit prin lipsă și la prima, și prin lipsă și la al doilea, tu te menții la 4800 sau ai de gând să dai un alt răspuns? Eu își dau alt răspuns, pentru că este mai mult. Mai mult? Excelent! Faptul că ai simțit că prin lipsă dând, dar ea a făcut o rotunjire bună, bună. Însă eu insist, nu numai pentru tine, Cassandra, ci pentru cei care nu vor viziona, acum învățăm că putem să fim și mai riguroși, mai aproape de adevărat. Deci, nu 4800, cât ai dat tu? Hai să vedem așa. 4000... Cu cât să te duci tu după, așa, după sufletul tău, cum îți spune ție, după tine, vezi, acest 3 s-a rămuțit cu 60. Hai să vedem așa. 3-ul de aici, la un moment dat, s-a rămuțit cu 60. Și noi nu am ținut cont de el. Corect. Și îmi dă 180. 180, da. Deci mai adăugăm la 4800, încă 180. Și ai fi dat un 4980. Dar și unul se mulțește cu 80. Cam un 5000. În jur de 5000 ceva. Vezi, ăsta este raționamentul corect care te îndeamnă să te apropii cât de mult de rezultat. Fără să facem mulțire, încă o dată spun. Fără să facem, suntem cât se poate de apropiați de răspuns. Și acum te rog, Cassandra, vorbește. Deci voi spune 80 plus 3, da? Da. Înmulțit cu? 60. Plus 1. Și acum facem 6 ori 48, da? Da, 48. Și câte de ouă? Încă 2. Da, 4800. Da. Plus 80. Plus 80, da. Plus? 3 ori 60. 180. Da. Bravo. Plus 3. Plus 3, bravo. Și egal cu? 3 la unități. 3 la unități, corect. 6 la 10, 3 de 1. Da. Punem 0. 1 și cu 1, 2, nu? Și cu 8 aici. 0. Ținem minte 1. 5060. Deci undeva ați aproximat foarte bine. Foarte, foarte. Deci așa trebuie gândit. Da. Și acum am să vă arăt că este incomod scrisul acesta. Păi? Este incomod în desfășurare așa. Și atunci oamenii au gândit în felul următor. Ia mare atenție. 83 înmulțit cu 61. Le-am așezat unele sub altele. Cum v-a explicat domnul profesor ieri? Da. Da. Și facem... Și... am început așa. Tragem limbii și mulțim. 3 ori 1. Nu, 1 ori 3. 1 ori 3. 1 ori 8. 1 ori 8. Deci este 83. Adică 80 și cu 3. Asta era. Deci 83. Așa este construcție. 83. Mult mai rapid. Da? Dar în loc să fac chestia asta așa desfășurat, iată că am obținut 83, 80 plus 3, 83. Este aici. O mai rămas este 2. Ce înseamnă 4800 plus 180, da? Da. 180. Și face 0, 8, 9, 4. 4980. Dacă aș putea obține și 4980 în linia a doua, deci vreau să văd 4980. Dar de unde se apare? Deci de unde se apară 4980? Păi mulțim și 10-le, domn profesor. Așa. 6 ori 3. 18. Și punem sub 10, cum v-a învățat domnul profesor. De acolo plecăm construcția. Deci 6 ori 3, dar nu 6, 60 ori 3. Corect, ai înțeles? Da. 6 ori 3, vorbim. 60 ori 3. 60 ori 3. Fac 180. 8, 10, 8. A 10-lor o păstrăm. Și ca să nu mai încurcăm lucrurile, ținem minte că construcția asta se face de la cifra cu care mulțesc. De la 6, da? 6 ori 3, 18. 8 scriem 1. 1 reținem. Dar 8 l-am scris sub, uitați. 8-ul ăsta neapărat sub 6, cifra cu care mulțesc, da? Ați înțeles? 6 ori 8, 48 și cu 1, 49. Wow! Dar de fapt este 4980 pentru că eu am avut grijă ca pe 8 să scriu sub cifra cu care am mulțit, sub 6 la 10. Pentru că am avut în momentul ăsta de mulțire cu cine? Cu 60, nu cu 6. Dacă îl scrie exact așa, înseamnă că ai respectat chestia asta. Se subînțelegi că e 0 așa. Și acum trag linii și adun 3, 88, 16, 0, 5. Ce frumos și ce ușor. Ce rapid. Foarte rapid. 5063. Eu nu știu să ne mai batem capul. Și desfășurarea asta. Dar asta a fost foarte important. Asta este. Asta. Sigur. Ne duce foarte rapid. Da. Ne consumă mai puțin timp. Și mai puțin timp și mai puțin loc pe pagini. Și mai puțin loc pe pagini. Facem cu economii peste tot. Ne viteză, în primul rând. Da? Deci, este spectaculos acum. Acum, munca toată care am făcut-o până acum, am adunat-o în final, în varianta asta de scriere. Da, dacă nu este mai ușor cu varianta... sunt de acord. Faci așa ca standard de foarte multe ori, până când tu vei face comparație între varianta asta și cealaltă. Și care te sperie acum un lucru. Este mulțirea dinainte, făcută exact, dar pe tine te sperie ce? Că nu știi foarte bine dacă aici îl așezi bine sau nu. Nu? Păi uite, am mulțit cu 1, sub 1 am început. 1 ori 3, 3. 1 ori 8, 8. Încep cu 6. 6 ori 3, 18. Unde l-am pus? L-am pus sub cifra cu care mulțesc. Iar de la 10, de acolo îl puneți. De 6 ori 3, 18. 6 ori 48 și 1, 49. Și nu greșești, ca Sandra. Și mergem mult mai rapid. Deci dacă mai facem 2-3 exerciții, gata sunteți, profesor. Ești foarte de acord să mergi pe varianta asta. Da? Tu vei fi hotărâtă să mergi pe varianta asta și nu-ți mai trebuie cealaltă. Dar eu îți propun să faci așa. Faci și una și vă dau ca tema asta. Să faci și printr-o metodă și pentru cealaltă și cu ceasul în față, să vedeți cât timp vă consumă una, cât timp vă consumă cealaltă. Și câte mulțiri din astea să facă, domnul profesor? Până mâine, țineți cont că... Până mâine, da. Ei termină la 4 la școală. Ai timp, drag. 5, măcar. 5. 5 mulțiri. Și vă luați voi. Care vreți? 2 mulțiri și mă interesează răspunsul pe care mi-l aduceți mâine. Acesta să fie. În prima desfășurare, cu paranteze, am consumat atât, dar parcurgeți cele 3 etape. 1. Aproximați voi. Deci la cele 5 răspunsuri le luați așa cum mi-ați dat mai devreme. M-am lucrat astăzi. Întâi aproximați. După aceea desfășurați. Și în final faceți varianta așa mai ușoară. Așa. Asta este spectaculos. Super, da. Dar cu orice... Cu ce numere vreți voi? Cu orice 2 numere. 2 numere să fie ca asta. Dar să nu fie cu 80 ori... Atenție, nu vreau așa. 70 ori 30. Deci vreau și la unități date. Deci vreau așa, 78 ori 31 sau 34 sau știu eu ce. Să fie cele 2 numere să nu aibă la unități 0. Corect. Asta. Ați înțeles, da? Da. Bine, hai, îți faceți finalul, nu, domn profesor? Că au venit ăștia. Au venit ei, da? Hai să vedem ce am învățat. Corect. Sinteza. Sinteza zilei, ia. Sinteza zilei, da. Daria, te rog să faci tu. Pentru prima dată, am învățat aproximarea numerelor. Hai cum se formulăm mai? Să formulăm într-un fel. aproximarea rezultatului înmulțirii, a două numere formate din două cifre. Da. Ambele numere din două cifre, nu ne-am dus mai mult. Am învățat modul lung de a face problema sau exercițiul și modul mai scurt. Un pic, haideți să mai analizăm. Casandra, ce mai putea reține așa din lecție? Ea spune, zice, modul lung și modul scurt. Nu prea e matematic spus așa. Mi-am mai învățat cum am putea să rotunjim mai ușor cu presupusul, să ne dăm presupusul. Ah, aproximat rezultatul înmulțirii a două numere, da? Asta, aici am prins toate chestia. Da. Și că putem... Cred că merită să reținem următorul lucru. Am învățat cum se înmulțesc două paranteze. Este extraordinar. Se ia primul cu toți cei din a doua, al doilea cu toți cei dat. Deci asta iarăși înmulțirea a două paranteze. Este spectaculos. Dar asta se va face tot timpul cât veți trăi voi. Așa se înmulțesc două paranteze. Dar nu-i noutate? Da, da. Superbă. Că noi n-am făcut asta. Nu contează. Înmulțirea a două paranteze. Da, să învățam la Prof Online. Așa. Și am mai făcut? Am făcut modul simplu și modul... Nu modul simplu și... Aproximarea și înmulțirea a două numere... Aranjarea sau obținerea rezultatului într-un mod mult mai rapid, nu? Unele sub altele. Deci înmulțirea a două numere, aranjându-le convenabil. Da? Aranjându-le convenabil unele sub altele, fără să le surprinde ca paranteze desfășurate. Cam asta. Și încă ceva, am uitat să spunem asta, merită. Cum ne ducem spre tabla înmulțirii cu multă precizie? Adică 7 ori 9 fac 63, nu că cineva o stabili legea asta. Ți-a plăcut ție foarte tare. Ar fi, nu știm, 9 ori 8, putem să facem 9 ori 10, 8 ori 10, 80, minus 8. Minus acel 8, da? Că nu l-am luat pe 8 de 10 ori, ci l-am luat numai de 9 ori. Și atunci înseamnă 72 este foarte rapid. Deci să spunem și chestia asta. 4. Să formulăm noi într-un fel, așa că să le placă celor care ne urmări. Justificarea. Justificarea rezultatului de la tabla înmulțirii. Justificarea, adică argumentarea riguroasă a rezultatului. Pentru că noi ce am zis până acum? Așa ne s-a părut, așa am crezut noi, că tabla înmulțirii este de cineva, făcut-o, descoperit-o cineva la un moment dat și ce minune ne chinui de fiecare dată. Generații de-a lungul se chinui cu tabla asta înmulțirii. Dar nu este așa, ce am văzut, ce frumos și interesant. Ce facem acum? Acum. Finalul. Da, 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 da. Finalul, da. De nu vrei să fii șoner, nu uita de like și share. Așa să zicem. Deci învățăm la matematică, lucruri foarte importante. Dar, dragilor, vedeți, am ajuns la final, niște lucruri foarte frumoase, interesante. Sper să vă fi plăcut. La revedere!